Ion Luca Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852 în localitatea Haimanale, județ Prahova. Mama, Ecaterina Caraboas, era originară din Brașov, iar tatăl, Luca Caragiale, lucra ca avocat în serviciul administrativ al mănăstirii Mărgineni. Copilăria și-a petrecut-o la Ploiești, în Mahalaua Sfinții Voievozi, unde familia a locuit cu chirie în casa lui Hagi Ilie. A fost un băiat neastâmpărat. Mama primea dese plângeri pentru merele furate, bătăile cu copiii și zarva pe care o făcea noaptea, sperind cai din grajduri și trezind vecinii. Primul an de școală l-a urmat cu dascălul de la Biserica Sfântul Gheorghe din Ploiești. Apoi a fost înscris la școala primară de băieți din localitate. A studiat catehismul, geografia, aritmetica, citirea, caligrafia, compunerea. Deși se îmbolnăvea des și lipsea mult, a urmat gimnaziul și l-a absolvit în 1867 la Liceul Petru și Pavel din Ploiești. Între 1868 și 1870 a urmat conservatorul din București, cursurile de mimică și declamațiune ținute de unchiul său, Costache Caragiale. Ion Luca părea hotărât să urmeze o carieră de actor și toate disciplinele studiate alături de unchiul său îi vor fi de folos în crearea pieselor de teatru. La 18 ani rămâne orfan de tată și Caragiale își asumă întreținerea familiei, angajându-se în posturi umile pentru a supraviețui. Despre tinerețea lui nu a vrut și nici nu i-a plăcut să povestească, însă corespondența cu mama și sora arată că le trimitea regulat bani pentru chirie și plata slujnicei. Prima slujbă, atunci când a venit la București, i-a fost încredințată de Mihail Pascali, suflor și copist în locul lui Mihai Eminescu. Intrarea la junimea i-a permis lansarea în viața literară. În 1878 a publicat în Convorbiri Literare prima piesă de teatru, O noapte furtunoasă. În 1880 a publicat Conul Leonida față cu reacțiunea. 4 ani mai târziu are loc premiera piesei O scrisoare pierdută. Năpasta este piesa pentru care dramaturgului i s-a intentat un proces de plagiat în 1901. Apărat de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, plagiatul nu a fost dovedit, însă întreaga campanie de presă l-a dezgustat atât de tare încât s-a hotărât să plece din țară. Tot în 1901 a publicat și volumul de schițe, intitulat Momente. Activitatea publicistică a fost foarte bogată. A început să scrie la Ghimpele, a redactat revista umoristică Claponul, a scris pentru ziarul Timpul și Voința Națională, a fondat periodicul Moftul Român. Caragiale a fost numit revizor școlar pentru județele Neamț, Suceava, Argeș, Vâlcea. Obișnuia să meargă prin diferite școli și să-i ironizeze pe profesorii care nu-și făceau datoria sau erau slab pregătiți. Oamenii și situațiile întâlnite în această experiență au fost surse de inspirație pentru schițele Bacalaureat și Un pedagog de școală nouă. Când a intrat în posesia unor moșteniri, Ion Luca s-a mutat cu familia, soția și cei doi copii, la Berlin. Din 1905, când începe perioada berlineză, a scris tot mai puțin. Cu toate acestea, a rămas ancorat în realitatea românească. Creatorului binecunoscutelor schițe îi plăcea să lucreze noaptea. Obișnuia să fumeze enorm în timp ce scria. În dimineața de 9 iunie 1912, doamna Caragiale a constatat că scriitorul a suferit un infart. Trupul dramaturgului a fost adus în țară și înmormântat la cimitirul Belu din București. Ecaterina Logadi, fiica lui Caragiale, a oferit mai multe detalii despre firea și obiceiurile lui Nene Iancu. Era un cititor împătimit, cu o bibliotecă bogată, autorii preferați fiindu-i Herodot,
Plutarh, Dante și Machiavelli. Îi plăcea să petreacă timp cu familia, interpretând diferite roluri din piesele la care lucra. Imita cu mare talent diverse personaje. Îi plăceau farsele și glumele inocente. Era ca un mare desenator care face schițe la nesfârșit. A fost un pasionat de muzică simfonică, ascultându-i cu plăcere pe Bach, Schumann și Beethoven. Pentru a se amuza și a culege expresii pe care să le folosească în operele sale, mergea adesea la piață, unde ajungea să se certe cu precupețele. În ceea ce privește maniera de a scrie, fiul marelui dramaturg, Luca, a lăsat câteva mărturii. Caragiale era meticulos. Se rătrăgea în camera sa și corecta textele pentru a găsi forma cea mai expresivă. Construia dialogurile vorbind tare, zâmbea, se înconta, refuza mâncarea. Muncea neîntrerupt până sfârșea opera. Când termina, era adesea intoxicat de tutun și cădea câteva zile într-o stare de somnolență pașnică. Prietenul Alexandru Vlahuță afirma despre autorul scrisorii pierdute: este unul dintre puținii oameni cu care aș vrea să mă întâlnesc și pe lumea cealaltă. Cu un asemenea tovarăș m-aș bizui să înfrunt și urâtul eternității. Caragiale, ca orice exemplar de lux al omenirii, ne prezintă în el, mărite până la exagerare, toate însușirile obișnuite ale firii omenești.